Blocarea arterelor sau ateroscleroza este cea mai frecventă boală la artere, unde în peretele vascular este depus colesterol în cantități mari, formând îngroșări ale așa numitelor plăci de ateroscleroză. Cauzele principale a bolilor vasculare sunt malnutriția, greutatea în plus, ereditatea, stilul de viață sedentar, obiceiurile proaste. Procesul patologic se caracterizează prin depunerea gradului a plăcilor lipidice pe pereții vaselor de sânge. Cu timpul acestea cresc și înlocuiesc țesutul conjunctiv. Partea vasului deteriorat se îngustează încet, drept urmare se oprește alimentarea cu sânge și nutrienți către celulele creierului. Nu este întotdeauna ușor să observați modificările din corp, de aceea se recomandă să vizitați regulat medicul dumneavoastră. Diagnosticul va permite să vadă dacă în vase nu sunt alte depozite de grăsime. Riscul de dezvoltare a aterosclerozei este suficient de mare pentru toată lumea, indiferent de sex. Produse pentru curățarea vaselor creierului și a vaselor de sânge în general. Creierul este unul dintre cele mai complexe organe din corpul uman. Fără el nu este posibilă nicio muncă mentală și nici fiziologie normală. Pentru sănătatea lui sunt necesare o varietate mare de aminoacizi, grăsimi polinesaturate, omega-3 și omega-6, vitamine special E și C, apă și alte substanțe. Vasele de sânge sănătoase sunt o garanție pentru o viață împlinită, iar problemele cu ele poate fi motivul principal pentru creșterea frecventă a tensiunii și a multor altor afecțiuni, inclusiv accident vascular cerebral. De aceea este foarte important să ai grijă ce mănânci. Pentru a consolida vasele de sânge și a îmbunătăți permeabilitatea sângelui prin ele, trebuie să efectuați în mod regulat procedura de curățare și să mâncați zilnic produse care pot contribui la asta. Usturoiul. Usturoiul este un antibiotic puternic de origine naturală, de asemenea reprezintă un protector împotriva răcelii și gripei. Consumul său în cantități mici îmbunătățește circulația și stabilizează tensiunea arterială din sânge. O singură bucată de usturoi pe zi este suficient pentru a te proteja de bolile vasculare și cardiace. Usturoiul conține hidrogen, sulfurat și oxidul nitric. De asemenea, conține antioxidanți puternici. Ei ajută la reducerea tensiunii arteriale, iar acest lucru reduce nivelul de colesterol rău și scăderea tensiunii arteriale. Broccoli. Broccoli conține multe fibre care au un efect benefic asupra sănătății vasculare. Legumele crucifere colorate, broccoli, varza obișnuită, previne blocarea arterelor și protejează de la dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Citricele. Citricele conțin antioxidanți și vitamina C. Toate acestea sunt esențiale pentru arterele sănătoase. Vitamina C joacă un rol important în reducerea riscului de boli vasculare, iar flavonoidele ajută la protejarea pereților arteriali. Pentru protecția vasculară este recomandat să adăugați citrice în rutina voastră zilnică și să beți apă cu lămâie și suc de portocale dimineață. Terci de porumb. Acest terci este bun de mâncat în lupta împotriva bolilor a vaselor de sânge și a inimii. Ea contribuie la scăderea nivelului de colesterol rău, îmbunătățește metabolismul, oferă un efect benefic asupra ficatului. Consumul regulat de terci de porumb va ajuta la eliminarea excesului de greutate. Terciul încetinește absorpția grăsimelor și carbohidraților, ceea ce înseamnă că energia este eliberată uniform, iar nivelul de zahăr din sânge este menținut la nivelul dorit pentru mult timp. Terciul conține o cantitate mare de antioxidanți, inclusiv silen. El încetinește procesul de îmbătrânire a celulelor, ajută la menținerea sănătății și întărește mușchiul inimii. Consumul regulat de terci de porumb reduce riscul de hipertensiune arterială și blocarea vaselor de sânge. Se pregătește terciul de porumb după următoarea rețetă. Un pahar de porumb fin trebuie spălat bine de cel puțin 5-7 ori, apoi scurgeți bine lichidul. Pentru pregătirea sa utilizați o cratiță cu pereți groși sau un ceaun. Fierbeți 3 pahare de apă, adăugați sare după gust. În apa clocotită adăugați cerealele spălate. Se fierbe la foc mic, acoperind cu un capac timp de 10-15 minute, amestecând din când în când. După ce terciul va începe să se umfle ca grisul și toată apa va fi absorbită, trebuie să scoateți cratița de pe foc. Acoperiți bine vasul, înfășurați-l cu un prosop, apoi lăsați-l la cald timp de 25-30 de minute. Terciul va rămâne cald și nu va avea o consistență sfărmicioasă sau prea lipicioasă. În terci puteți adăuga sămânță sau unt, după gust.
Fructe uscate. Compoziția sa bogată de vitamine și minerale face ca fructele uscate să devină un produs esențial pentru cei care doresc ca capul lor să funcționeze repede și bine. Caisele, stafidele, prunele curmale și alte fructe uscate reduc nivelul de colesterol rău din sânge, curăță vasele cerebrale de colesterol, îmbunătățesc memoria, concentrarea și atenția, ajută la menținerea bună a coordonării. Legumele cu frunze verzi și ierburi. Ierburile conțin atât de multe vitamine importante pentru activitatea mentală, încât o singură doză te poate ajuta să îți mărești productivitatea și memoria. În plus, ameliorează stresul. Verdețurile de asemenea promovează eficient curățarea vaselor de sânge și totul datorită vitaminei B și acidului folic. Rodia. Acesta este unul dintre cele mai bune produse de curățare a sângelui și întreținerea sistemului cardiovascular în stare bună. Rodia ajută la curățarea organismului de colesterol, curățarea pereților vaselor de sânge și îmbunătățește fluxul sangvin. Fructele roșii conțin o cantitate mare de antioxidanți care luptă cu stimularea radicalelor liberi și producerea oxidului nitric în sânge. Se recomandă să mâncați rodii proaspete sau să beți suc de rodii proaspăt stors. Este important ca el să fie sterilizat și să conțină o cantitate minimă de zahăr. Sucul și rodia ajută organismul în mod activ să combată ateroscleroza. Sucul de rodie împiedică de asemenea dezvoltarea bolilor și reduce manifestările acestora. Cu anumite probleme la vasele sangvine, trebuie să atrageți atenția la rodie. Multe studii au arătat că utilizarea sucului de rodie sterilizat pe tot parcursul anului contribuie la reducerea grosimii peretelui cu 30%. Cereale integrale. Acesta este unul dintre cele mai disponibile produse care ajută la protejarea organismului de formarea depozitelor de colesterol pe pereții vaselor sangvini, la fel de dezvoltarea aterosclerozei și a altor afecțiuni grave ale sistemului cardiovascular. În crupe, cereale și produse de patiserie din făină integrală există cantități mari de fibre care favorizează curățarea vaselor de sânge și corpul de colesterolul rău. De asemenea, cerealele conțin potasiu, calciu, sodiu și alte oligoelemente și vitamine utile pentru vasele de sânge. Dieta cu cereale integrale previne îngroșarea peretelui arterial, care este responsabil pentru livrarea sângelui către toate organele vitale. Îngroșarea pereților provoacă apariția aterosclerozei, crescând riscul de dezvoltare a bolilor cardiovasculare și accidentul vascular cerebral. Uleiul de măsline. Acidul oleic mononesaturat găsit în uleiul de măsline protejează inima și reduce semnificativ riscul de dezvoltare a bolilor cardiovasculare și accidentul vascular cerebral. Se recomandă adăugarea în mâncare a uleiului abia presat, deoarece atunci se păstrează numărul maxim de compuși utili. Mierea. Aceasta este un medicament bun pentru sistemul cardiovascular și nervos. În timpul muncii mentale constante, mierea trebuie inclusă în dieta zilnică, ca mijloc de curățare a sângelui și a vaselor de colesterolul rău. La fel, ameliorează destul de bine circulația cerebrală. Curcuma. Curcumaua conține compuși antiinflamatori care reduc semnificativ șansa de deteriorare a pereților vaselor de sânge. Datorită antioxidanților, aceasta poate reduce cu 25% probabilitatea de a dezvolta plăci grase în interiorul arterelor. Curcumaua poate fi adăugată în diferite feluri de mâncare, cum ar fi ceai și lapte. Pește gras. Grăsimile nesaturate sunt esențiale pentru sănătatea corpului nostru. Peștele gras conține toate proteinele necesare și multe oligoelemente utile care curăță vasele, întăresc pereții și reduc semnificativ riscul bolilor de inimă. Alunele. Acesta este un produs grozav pentru menținerea sănătoasă a vaselor de sânge. Este bogat în acizi grași, proteine vegetale, vitamina E și magneziu. Ele previn formarea plăcilor de colesterol și colesterolului rău din vasele de sânge, prevenind înfundarea și dezvoltarea multor boli. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut episodul, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în videoclipul următor. De asemenea, abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canalul nostru. Pe curând!